A fost primul din Vâlcea care am aflat vestea, mi-a transmis-o un ziarist. Am așteptat să se termine antrenamentul. M-am dus la jucătoarea Cristina Neagu, i-am dat această veste mare. Sincer vă spun, întremurau genunchii, așa cum întremură vocea acum, pentru că este o mândrie pentru mine, ca președinte de club, și pot să spun că sunt cel mai fericit președinte a unui club de handbal din lume, pentru că cea mai bună jucătoare a lumii la ora actuală este legitimată și activează la clubul pe care îl conduc de aproape 33 de ani. Este, dacă vreți, poate cea mai mare performanță a activității mele de președinte. Și vreau, pentru că să știți, nu am avut în aceste trei zile timp nici să stăm de vorbă, în afara unei felicitări fugitive și a unei îmbrățișări, este singurul, primul moment în care ne bucurăm împreună și vreau să o felicit pentru acest rezultat, care este rodul pregătirii sale extraordinar de conștiincioasă. Această fată nu face altceva decât să joace handbal, să muncească, să se odihnească, pentru că, la fel ca și celelalte, în echipa Olchim mai sunt câteva jucătoare care la marele competiții europene, mondiale și olimpiade au primit pe rând titlul de cea mai bună extremă dreaptă, așa cum a primit Elisei la campionatul mondial din Rusia din 2005, cea mai bună extremă stângă, cel mai bun pivot, Ionela Stanca, o aveți aici, în fața dumneavoastră. Nu mai vorbesc de portarul de legendă. Tot o moldoveancă, născută în Piatra Neamț, este vorba de Luminița Huțupan. Această jucătoare ne-a urmărit ieri la meciul de campionat de la Roman, fiind în vizită la părinții ei la Piatra Neamț. Această fată a primit acum 10-12 zile titlul de cel mai bun portar al lumii din toate timpurile. Aceste titluri sunt niște titluri personale, dar eu îndrăznesc să le extrapolez și să le trec în cartea de istorie a Clubului Sportiv Olchim. Mă bucur pentru Cristina și pentru mine, pentru că aceste felicitări îi le pot adresa în acest foarte frumos anfiteatru al Liceului Unirea, liceul care m-a făcut să ajung președintele Clubului Sportiv Olchim. Vă mulțumesc! Domnului președinte Gargănescu, mulțumim lotului Olchim Râmnicu Vâlcea. Pasul următor în vizita dumneavoastră la Focșani este sesiunea de autograf. Pentru a rezolva elegant acest lucru, v-aș ruga ca dumneavoastră să mergeți pe hol și noi o să ieșim pe urmă și după ce o să cumpărați ce vă trebuie pentru scris autografe. În dreapta sunt niște mese unde să le găsiți pe componentele clubului Olchim și că în ordine veți putea lua autografe. Încă o dată aplauze pentru componentele.
Nu, mi-am cumpărat altul. Cred că trebuia să cumpărăm un set de marcare mai mare. Mă, să consume. Aveți ocazia astăzi să trăiți acest moment. În fața dumneavoastră, pe acest culoar al victoriei, tot sub forma liberei, vă se află viitorul handbalului feminin din Franța, Clubul Sportiv Academic al Bocșeni, îmbrăcat în albastru, vor primi astăzi binecuvântarea și ștafeta de la Valentina. Ce poate... Ce-am pe primul rând? O faceți pe cutii? Nu știu ce am adică pe rând cu voi?